Două echipaje SMURD și un echipaj de descarcerare au fost solicitate aseară de urgență la un accident rutier petrecut pe drumul național 1H. Garda de intervenție Nușfaleu din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a fost solicitată să intervină aseară în jurul orei 18:30 cu un echipaj pentru descarcerare și două echipaje SMURD de la Garda Nușfaleu și secția de pompieri și Mleu Silvaniei la un accident rutier petrecut pe drumul național 1H, în care un tractor aflat în pantă s-a răsturnat pe partea carosabilă, prinzând în cabină două persoane. Potrivit locotenentului Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Sălaj, pompierii ajunși la fața locului au constatat că persoanele au fost scoase din vehicul, aceștia acționând pentru repunerea pe roții a utilajului și sablarea carosabilului de motorină și uleiul scurs din acesta. Victimelor le-a fost acordat primul ajutor medical de către echipajul SMURD, ulterior acestea fiind transportate la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean Sălaj.